Ăsta din spital, care este aici la spital la operație, băiatul care e împușcat în picior, este din același scandal. Au fost mai mulți la împușcături. Bebino e pe jos, e căzut jos, e spart, e ciuruit, Aticu a scăpat, a fugit, e jale, sunt mulți împușcați. Ce crezi? Sunt informații false. Uite Mica, care e la noi, de la noi după Fenetar, e cu Aticu în telefon. Aticu e cu nevastă sa la munte. Aticu uite, Mica, Mica aia noastră, Mica anumită. Aticu e cu Cristina la munte. Acum vorbesc cu el în telefon. Am lăsat că întotdeauna așa a pus cu Nichi Perciu, a venit că nu e adevărat și până când am bubuit eu aici s-a aflat totul. Auzi, minte mă aia, uite mă aude lumea pe live, minte mă Mica, să nu mai trească. Că Aticu-i pervers, auzi ce zice lumea care îmi dă informații. Bă, terminați bă că ești... Nu s-a deci tu ce zici căluțul, e adevărat sau asta? Tu ce crezi? Adevărat, bă. Bă, ești nebun la cașele, uite-te bă ce la asta, bă șarea. Bă, nene, bă șarea, bă, mulțumesc Dumnezeu că am plecat pe acasă, pe acolo, că e junglă. Bă, e junglă, bă, fratele, dacă și acum n-am niște amătă ăștia se împușcă, se omoară pe stradă, pe acolo, da. E junglă, ești nebun. Da. Dar unde în Germania ești plându? Pe la Frankfurt. A, înțeleg. Uite, a venit șeful tău. E în gazdă. Cine? Calule! Băi, te pup, bă, Cristian. Cristianu, te pup, bă, nene, bă. Stați-mă puțin, mă. Stați-mă puțin, că a bubuit chat-ul. Dai și voi o distribuire maximă. A bubuit chat-ul, să moară. Mi-a bubuit telefonul. Mi s-a încins telefonul, Renato. Ia vezi, mă, gazda, ia vezi. Ia-ți frățiorul și ala, ce s-aude? Ce gazdă? Că zice lumea că e pe bine un gazdă. Nu e, frate, nimeni un gazdă. E bebinul aici, uite, zice și ăsta, Neluțu, e bebinul aici, așa. Ia, vezi, mă, poate n-a murit, mă, și ala, și ajungem și noi la oda asta. Păi se scrie bebinul, de ce scriește? E bebinul aici, a dat randafir. Ce nume? Aici. Scrieți cu ce nume? Sună-mă, bro, cine să știam? Păi să dea-mă un trandafir, nu-l văd, mă. Min ratați ăștia, mă, nu e bebină, mă, terminați, mă. Să dea-mă un trandafir. Nu e niciun bebină în chat. Bă, ăsta, dacă este pe aici, nu intră și ala, bro, că dacă sunt eu, tu n-ai văzut că de 3 săptămâni nu intră cu mine și ala, că îi dau toate rușinile după lume, ești nebun la cap. Dacă este aici, să intre nebunul și ala. De bine să la urgență. Ce dracu vreau și ala? Este și scrie și pe astea toate drăcinile. A fost preluată de ambulanță conștientă și cooperantă și transportată la spitalul unui... Nu știu, mă. Stai să mă duc în mașină ca să mă instalez și eu. Asta, nu, îmi scrii într-un de asta, îmi scrii un mesaj și intru, da, și... Te pup, frățiorul și ala. Haide și ne auzim dacă e, da? Te pup și vorbim. Te pup, fratele, noroc. Salut, salut. Salut, salut. Da. Am sunat, dar n-ai răspuns. Da. Păi dar nu mai am WhatsApp-ul ăla. Nu știu ce naiba s-a întâmplat cu el. Dar ce naiba zic ăștia că sunt împușcat, că sunt... Ești împușcat, că ai pățit, că ai... Vorbesc ăștia prost pe aici. Da, te-a da, dat da, la realitate. Da, că... da. Chiar, că ai făcut, că ai... Ce bă, frate, într-adevăr, s-au luat niște băieți pe acolo, dar eram la depărtare mare de ei. Am văzut și eu așa, dar nu... Și probabil de asta. Ah, s-a certat aia, bă. Da, s-a certat cineva pe acolo, dar n-am nicio implicare, n-am nicio vină, nu știu cine a făcut, ce s-a întâmplat, ce a făcut. Ce face? Vă arăt acolo lumea că nu sunt împușcat și nu am nicio... Deci, mie nu mi-arde de împușcături, eu nu mai am țigări. Îți trimit un carton. Ești măritată, mădă? Da. De câte ori? O dată și bine. Uite, ți-a ajutat Dumnezeu. Uh-huh. A găsit iubirea, perfect. Ce norocoasă. După cât timp te-ai măritat? După un an și jumătate. E cam grăbit. Și de cât timp stăți împreună? De 4. 8 luni. Hai să fie atunci acum.
Da, da, eu sunt căsătorit. Băi, oameni buni, deci sunt bine, sunt sănătos, deci m-ați văzut. Ce să vă mai zic? Da, Alex, am văzut. A, trebuie să te obișnuiești cu asta, că la mine, ba, mă arestează, ba, m-a arestat toată și nu știa nimeni. Bă, și frate, dar numai faptul că am fost în zonă, tu ești nebun la cap, auzi cum m-am pușcat pe mine. Ce treabă am eu, bă, fraților, sunteți nebun la cap. Numai faptul că am fost în zonă, ferească Dumnezeu. Nu se poate așa ceva. Capuri, mersi. Deci face presa asta în țara Armăsar sau eu știu ce, o fi vorbit ea pe acolo, mâncați și gura ta. Ferească Dumnezeu. Nu e anunț. Și ce muncești, mă, de ce faci în viața de zi cu zi? Sunt recruiter în IT. Și ce recrutezi? IT. Adică da? Strămută lângă calculator și pornește antivirus. Recrutează virus după internet. Ce bucurie a avut Adi Lupșe. Cea mai tare asta de IT, cea mai tare IT-istă care am cunoscut-o a vrut să facă de manager de recrutare online și a vândut calculatorul, prima ei afacere. Prima afacere ce-a vândut. Sandre, avionul la mai mic, dai și mie, Sandre. Să-l dau, mă, vrei acum tu să-l dau? Da, mă, dă-mi avionul, Sandre, că urci eu la top, Sandule, așa să fac când îți fac plata, Sandule. Ți-l dau, mă, acum. Așteaptă să termini meci. Deci... Da, Alin, văd. Băi, dar ce vorbă, ce s-au întins ăștia la vorbă. Am intrat mai devreme la Calul TV. Bucați și gura ta, avea 2-3 mii de oameni, ești nebun la cap cu proasta aia blondă, la fel. Părăscă Dumnezeu. Bă, așa e pe internet, mă, frate. Trebuie să-și facă fiecare numărul. Ăla-și face aia, ăla-și face aia. Cine se uită la Calul decât... Pentru ce? Cine se uită? Cine se uită la el altă decât... Eu n-am nevoie de nici. Fiecare își face treaba, ești nebun, ce treaba am eu. Rău prostie asta. Domnul Fieraru, vă pup! Da. Băi, deci decât că am fost în zonă, mâncați și gura ta, a zis că m-am pușcat pe mine, nu vine să cred. Da, îi știu, mă, îi știu. Ce? Îi știu pe ăștia? Nu știu nici eu, mâncați și gura ta, habar n-am, nu știu că era depărtare. Mi-a căzut și telefonul din mână, ești nebun. Am ieșit de restaurant și mă uitam pe telefon, mi-a căzut telefonul din mână când am auzit bubuiturile alea, ești nebun la cap. Țipa lumea pe acolo, asta, m-am pus în mașină și am plecat, ce drept. Habar n-am, nu știu. A fost cu bubuiturile, înseamnă că a fost ce trebuie, rodopercutant. Că... Mâncați și gura ta, habar n-am. Tu pac, te puf. Ionuța lui Paul, te puf, fratele meu. N-ai glabit. Și scutarul m-a sunat. Băi, ai pățit ceva? N-am pățit, bă, frate, nimic, ești nebun la cap, ce să pățesc eu? Ce aș putea eu să pățesc, mă, cățești gura ta? Ce bă, vreau? Te iubesc, Florinel și Ioana, te pup. Pușcate ăla, don, habar n-am nici ce cafenea era aia, mă, cățești gura ta. Când te duci, când te duci la pușcărie, ți-am zis. Mie, mă? Da, mă, când ai... Asta, instanță. Pe 25. De fapt, nu te-am întrebat ceva greșit. Bă, nu știu, dacă o să am, îți dai seama, o să mă judec. Să fie ceva de tras, pentru că trebuie să iasă adevărul la iveală. Pentru că e o neregulă în dosar. Ce încadrare ai? N-am nicio încadrare, frate, nicio încadrare. Nu există. Doamne ferește, frate. Nu știu ce vremuri frumoase sunt să stăm afară. Tot timpul și își va da seama sistemul despre ce e vorba. Sunt niște declarații aiurea și în fine nu mai vorbesc eu de dosar. O să-și dea seama sistemul cum și-a dat seama dat fiecare dată. Am patru achitări, frate, mi-am mâncat și gura ta. Și la fel am fost când am luat în prima instanță și pe curtea de apel am luat achitare, pentru că la curtea de apel e stop. Da, aia știe. E stop, acolo nu sunt măgării, nu e nimic. Dar n-ai cum să faci. Ești nebun la cap, e stop România, curtea de apel. Ionuța lui Paul, te pup.
Ce ai vrea? Te să bate pe vino cu calul? Vezi că sunt împușcată? Uite, mamă, m-a sunat ești de mult. Băi, liniște, împușcă-ți, ce cu să fiu greu împușcă? Mi-a speriat familia, ești nebun la cam. M-a sunat tata, ce-ai pățit, toți verii mei, ești de mult, aiure. Așa-i pănet. Auzi, a sunat și Romii Negui și a sunat, ți-a zis, a sunat și Scutaru, ești de mult. Ce-ai pățit, frate? O aiureală. Și am telefonul spart, mânca, ți-ești gura ta. Deci că în cauza la bubuitură mi-a scăpat telefonul și-o zici de la cap. Pe geam așa cu capul. Cine te bați, mă, acum? Cu ăla? Cu băiatul ăla? Cu Lupșa, da, da. Trebuie să vină la București să semneze contractul. Mare și el, ui, mare. Aștia mari când i-am curentat, s-au îndoit de la jumate, ești de mult la cap și s-au dat așa în spate, au căzut pe 3-4 metri, ești de mult la cap. O să vezi cum cade și ăsta. Da, mă, dar e mare și el, bebinule, e mare, malac. Este, da, e mare, da. Este, dar ăștia s-au îndoit de la jumate, o să vezi cum s-au îndoit și ăsta. Bă, te-am pupat, prințule, hai grijă de tine. Te pup, fratele. Nu, că ești bine și ne auzim pe aici pe ăla asta. Te pup. Bye.